bucată, wow. Cel mai complet meniu de restaurant în România. Eu o să fiu sincer, poate n-ați fi crezut că noi am mâncat deja, dar... Da, e al meu? Da. Uitați-vă un pic cam cât e de mare. Cam așa arată în interior. 165 de lei o bucată. Răbioara, ăsta e. E dita mai bucata, e greu. Avem baobanurile astea care... Cam așa arată în interior berbecuțul ăla, deci... Vita-i... 99 de lei, pe bune? Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod, de data asta de la Pescobar. Pescobar Sushi. Eu nu recunosc că nu sunt cel mai mare specialist sushi și nu știu exact cum ar trebui să fie sushi. Sunt fan, nu pot să fiu critic cu sushi. Scanăm QR-ul. Mamă, și Signature Cocktails. Mamă, dar un cocktail e 52 de lei. Și pentru că barul ăsta arată așa de șmecher. Ce cocktail îmi recomand să iau? Dar vreau ceva așa, sour, puțin sour, zic să nu fie foarte tare. Deci ceva sour, nu foarte tare. Ia, hai să vedem că îi prindem pe băieți și în acțiune. Mama mia. Yuzu sour. Ce, poți să ne spui un pic ce ai pus acolo? Exact. Sincer, nu mă așteptam să-l găsesc aici în bar. Avem 6 tipuri de whisky japonez. Evident, au și sticla de clase Azul, care n-are cum să lipsească din zona asta de opulență, să zicem. Tot am venit direct la bar, hai să-l vedem cum e. E sour exact cât trebuie. Ai pus mai puțin piure față de cum se simte super șmecher. Băieții mi-au zis că ar trebui să gust din frișca asta. E o spumă de... Saint Germain. Miroase super puternic ca soc. Făcut cu Saint Germain. E un lichior de soc, practic. Mamă! Mamă, cât e de bun! Ca să fiu sincer, cocktailul doar mergea servit într-un pahar mai mic, pentru că cantitatea e suficientă, dar e paharul foarte mare și nu mai punem în valoare conținutul, să zicem. Dar yuzu sour ăsta, care e practic un whisky sour, să zicem, dar cu un whisky japonez și cu yuzu, e chiar neașteptat de bun, sincer. La capitolul mâncare e foarte greu să-ți alegi ceva aici, de asta am încercat să iau cât mai diversă mâncarea. Prima impresie despre locul ăsta e clar că e făcut cu bun gust. Ne-am fost și în celelalte două locații și, sincer, asta mi se pare cea mai bună locație din cele trei pe care le-am văzut eu. Pentru că la tavernă, care e fix acolo vis-a-vis, e mișto, dar nu e vibe-ul ca aici. Aici vibe-ul e un pic mai diferit și, uite, o chestie mișto. O, să oprim muzica. E care view-ul ăsta? Ce, uitați, bă? Ăsta e parcul Herăstrău și acolo, evident, Casa Presei. Ăsta e locul în interior. Eu clipul de astăzi o să o vedeți și pe Andreea, care abia începe să-și facă și ea vlog. Și am povestit azi așa un pic despre ce înseamnă, practic, să faci vlog. Și după primele chestii ai zis tu direct, Andreea, că nu e așa, e greu. Deci când vedeți pe cineva că se scălăm, băi, cu o cameră, cu o lavalieră, cu o chestie de asta, nu îi mai judecați, că e greu, chiar e greu. Andreea, tu ce ți-ai luat aici? Un cocktail Lady Anna, este mai dulce așa. Eu am gustat spuma aia, mi-au dat-o băieții de la... Și alternativă foarte bună pentru fetele care preferă Hugo și Aperol. Spuma asta deasupra e făcută cu Saint Germain, care e lichiorul ăla pe bază de sirop de soc. Și asta le spuneam că yuzu, cred că ar fi mers servit, de exemplu, într-un pahar un pic mai mic, pentru că nu-l pune foarte mult în valoare. Este sushi hot dog-ul? Arată wow. Eu o să fiu sincer, rare ori când mănânc cu chopsticks, pentru că mereu îmi prind degetele în ele. Nu? Cam așa arată shrimpi tempura, wow. Deci chiar e... Ce ai alternative și la soia, cu mai puțină sare, cu mai multă sare. Eu o să vreau normal. Ăsta e hot dog roll-ul. E dita mai bucata, e greu să e. Da, e complicat. E foarte mare, mă. Deci să mănânci cu ăsta e foarte greu, așa că eu astăzi o să zic pas. Cam așa arată în interior. E cu creveți, maioneză japoneză, somon, castraveți și altceva. Hai să mai vedem și ce altceva. Icre de pește zburător, tocmicul ăsta de deasupra. Ah, wow. Deci, icre de pește zburător, ce-o mai însemna și pestele ăsta zburător. O să torn direct puțin sos soia peste.
un fel de sushi dirty ăsta, așa, te vom așa bucată întreagă. Deci primul bite, am pus un pic prea mult sos de soia, foarte bun. Asta aici e fix o bucată întreagă de crevete. Trebuie să recunosc că, deși hot dog-ul arată foarte bine, mi s-a părut mult mai interesant cum arată răbioara. Eu îi servesc cu ceva sălățică, ăsta e un sos de... Este un dressing de susan. Dressing de susan, deasupra ceva super... Cred că e peanut crunch. Cam așa arată în interior tempura sushi. Ia. Foarte gustos. Sincer, ăsta mi-a plăcut mai mult decât ăla. Da, doar că e un pic greu de mâncat. Uitați-vă un pic cam cât e de mare. Adică Andreea, care e expertă, se... și el a scăpat. Deci exact ce vă ziceam despre steak-ul ăsta, uitați-vă cam cât de bine arată. Astăzi l-am luat Dan, dacă se vede. Mamă, e super bun! Ce poate să fie bun la un steak calitatea cărnii, clar, foarte bună. Sincer, dintre toate, cea mai clasică chestie era steak-ul ăsta, care vine clar servit într-un mod diferit, cu chili crunch-ul deasupra. Dar nu mă așteptam să fie așa de gustos, sincer, super sincer. Ăsta e. E foarte ușor spicy. Mhm. Spicy de la chili crunch. Exact, da. Mm-hmm. Avem baobanurile astea care... Pork belly. Ăsta da. Cred că o să-l folosiți și la ramen, nu? Nu. La ramen folosiți, da? Ați vedea și frigăruile, dar m-am mirat sincer când am văzut într-un meniu la Pescobar, pentru că el până acum a mers super mult pe mâncare clasică. Clasică înseamnă fructe de mare, pentru asta e consacrat. Dacă să pui ramen într-un meniu, e un pic de curaj acolo, pentru că ramenul nu se face ușor, e un proces. Durează o zi întreagă să fiarbă, să fiarbă la oasele alea. Să facă tocul pentru ramen, e complicat. E super curajos totuși că... Dar este totul făcut aici de noi. Asta e frigăruia de bărbecuți. Cu teriyaki. Cu sos teriyaki, auzi, și cu niște semințe de susan. Miroase exact cât trebuie berbecuți, adică nu e berbecuțul ăla de... zboară nările de miros. Tot ce am mâncat până acum e foarte diferit. Dacă nu pot să zic că... Nu prea pot să le compar. Nu pot să le compar. Chiar nu. Deci a mai rămas puțin din frigăruia mea. La fel, ca și Vita, super gustos, dar nu te aștepți cât de gustos. Vita cred că în continuare rămâne... În top. În top. Bine, tot e în top. Dar... Vita. Sunt diferite și de asta, știi? Adică e foarte greu să le compari. E foarte greu să le compari. Foarte mișto combinația asta cu chili crunch. Adică îi dă un spice bun. Ia. Să fiu sincer, dacă masa n-ar fi arătat așa, poate n-ați fi crezut că noi am mâncat deja, dar noi deja suntem super săturați și încă n-am încercat baobanii. Că Vita oricum e grea. Adică dacă am fi mâncat doar Vita asta și ne-am fi săturat. E un pic spicy, doar foarte puțin spicy. Vita e foarte trebuie. Fragedă foarte. Și se îmbină foarte bine cu crunch-ul ăsta de la hazelnut. Da, foarte super bună. Deci, baobanul are înăuntru fix burta de la Vita, practic. Ai putea spune că e un bacon. De la Vita, auzi, am zis Vita. De la porc. Ia să vă... Uite, se vede aici. Arată super bine. Trebuia să ne pune ceva capac. Baoban. Bă, baobanul vine așa servit două și cu salată, dar foarte bine. Și foarte gustos e carnea de porc care e fix burta aia, cu exact că trebuie grăsime și glazuit într-un ceva, cred că tot teriyaki, nu? Da. Am păstrat oarecum și din staciul tavernei racilor, știi? Mm-hmm. Adică găsim aici și fructe de mare și pește, știi? Da, am văzut pe la mese aveau oameni și chiar fructe de mare și aveți clasici pastele cu frește și frit. Fritomisto îl avem clar că e... Fritomisto da. E... V-a făcut consacrați de când era Paul... Bine, e clar de la începuturi, dar Fritomisto era găsit și unde avea Paul în piața Obor. Adică da. se vindea Fritomisto la greu acolo. Și clasice cumva din... Care v-au consacrat. Da. Și în rest mai avem preparate
bază de pește și fructe de mare, doar că puțin reinterpretate, să le zic. Poate normal, pentru locația e... Da, foarte bune, nu știu, avem crispy popcorn, de exemplu, știi, care e senzațional. El ar știu de prin alte locuri, dar nu dau seama ce aici, cred că da, e... Da, e foarte bun. Vita e extraordinar de... Nu știu cum să o nume. E foarte calitativă, se simte. Eu și 165 de lei o bucată, dar merită toți banii. La ce... La ce calitate e? O întrebam eu pe Andreea, filmăm de ceva timp, cum mi se pare cu vlogul, cu... E încă ciudat pentru mine. A pornit ca o glumă, a tot făcut Paul Peci live-uri pe TikTok, toată lumea întreba ce fac managerii, cu ce se ocupă, dar ce treburi au de făcut și nu știu ce. Și mi-a venit deodată ideea și i-am zis lui Paul, adică el a fost prima persoană care i-am zis. Paul, cum ți-ar părea dacă aș face un daily vlog să vadă oamenii ce facem noi la muncă, efectiv, că nu e doar caterinca aia de pe TikTok, facem 3 TikTok-uri și asta e munca noastră și facem o grămadă de bani aici și așa mai departe, adică munca noastră constă mult mai multe lucruri. Acum nu știu nici eu, sincer, câte o să pot să arăt din toate lucrurile exact, alea, o să încerc exact, mai și... multe, știi, dar e complicat, adică e puțin complicat, dar e greu, e complicat și asta cu... Poate până postezi eu clipul ăsta o să avem primul tău vlog și o să fie în descriere. Mi-ar plăcea să înțeleagă oamenii ce constă managementul, da, 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 și munca de unui management manager, Horeca. Mai ales în Horeca, care e un domeniu un pic... E challenging, rău. E și challenging, dar lumea îl desconsideră așa puțin, știi? Da, 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 că îi zice că... Da, ești într-un bar sau într-un restaurant sau așa, dar nu e deloc așa, adică să oferi servicii, să dai calitate, să dai ospitalitate și așa, și să gestionezi o echipă mare de oameni, deci de oameni wow. Pe zi, știi? Wow. Am tot zis Vita, Vita, bă, dar stai mă, bulic, ești la sushi, nu ești la Vita. Și știi ce mai e foarte mișto? Faptul că bucătăria aia este open space, cea de sushi și cea unde avem grillul Robata. Adică oamenii pot să vadă... Grill Robata? Puteți vedem? Da. Ia, hai. Aici se face pork belly-ul, aici orezul și aici este ținut peștele, care arată destul de bine. Asta e al meu? Da, da, da. Arată bine, mișto, mă, că v-aș curat. Chiar arată bine. Și puneți și un pic de orez. Am pus-o ca să luăm. Gata, hai, asupați-i cu ceva. Acum îl băiați în spate, nu faci acum. Hai repede că se răcește. Cât e de greu pentru voi să fiți în spatele cortinei aici? Ok, facem ce ne place. Care e preferatul tău din meniu? Preferatul meu? Da, preferatul meu. Supa cremă de fructe de mare. Da, e diferită. Cremă de fructe de mare. Da, asta da, n-am mai, asta e invenția voastră, nu... Și e foarte interesant. Ce ne mai arăți, Andreea? Aveți și Dito, mai bucățele de tomahawk aici. Uitați-vă puțin cât de maturate astea. Ăștia sunt homari, a? Ia, nu cred. Uite-l, mă. Homari pe pai de spaghete și aici avem promoția, faimoasa promoție la 99 de lei. 99 de lei, pe bune? Homari pe pai de spaghete cu crebeți și cu fructe de mare. Mamă. Și mai avem. Avem homari 3 flavors, la fel foarte bun, niște sosuri senzaționale. Hai să vedem și crabe. Mamă, mamă, dar ce mari sunt, mă. Nu sunt periculoși? Habar n-am, nu. Nu fac absolut nimic, wow, mamă, mamă. Și asta urmează să ajung în farfuriile voastre. Hai să-l vedeți și pe omul care a făcut locul. Ce să se aștepte lumea de la noua locație? La ce să aștepte? La tot ce e mai bun pe lume. Am cea mai completă, cel mai complet meniu de restaurant în România. Dacă tot v-am arătat atâtea... Hai să vedeți și desertul. Ce ai luat, Andreea, aici? Aici avem o panna cotta cu fructul pasiunii. Clasic cu tiramisu. Super mișto. Eu chiar pot să fiu super critic cu tiramisu, deci vreau să-l văd. Am mâncat tiramisu și e desertul meu preferat din toate. De asta când a zis Andreea că au un meniu, am zis, bă, să nu-l comand că e... Cum zic? De ce să comand tiramisu la un loc cu sushi? Dar hai să vedem. Asta e păhărelul. Op. Foarte bun. Op. Mamă, ăsta e mai interesant ca și tiramisul la textură. Mamă, miroase bine rău. Mamă. Mamă, super bun. Ca să fiu super sincer, locul m-a impresionat. Crede că dacă
a apărut Andreea în clip, schimbă cu ceva, nu, sincer, locul chiar m-a impresionat, pentru că, na, eu obișnuit cu Taverna Racilor, care, cum ziceam, are un meniu cu fructe de mare și e destul de clasic, aici preparatele te dau pe spate. De asta mi se pare interesant că omul a reușit, după toată imaginea cu fructe de mare, se ducă și în altă zonă. S-a dus în zona asta de sushi, unde evident poți, ați văzut câtă vită și câte alte preparate erau, și a făcut-o super bine, ceea ce e de super lăudat. Sunt convins că o să mai dureze 3-4 ani și o să se schimbe un pic mentalitatea și la noi pe zona asta de food sharing, pentru că tot ce ați văzut aici era perfect de food sharing. Ce să vă mai zic, mersi mult că v-ați uitat până aici și ne vedem într-un clip următor.